Într-un mic oraș părăsit, la marginea unui drum prăfuit, se afla un hotel vechi și neîngrijit, cunoscut de localnici sub numele de Hotelul Vecinilor. Se spunea că acolo locuiau câțiva vecini ciudați, care aveau un comportament straniu și uneori chiar înfricoșător. Puțini se încumetau să închirieze camere, iar cei care o făceau plecau repede și nu se mai întorceau. Într-o noapte întunecată de toamnă, o tânără cu numele Ana a ajuns în oraș după ce mașina ei s-a stricat pe drumul pustiu. Singurul loc unde putea găsi adăpost era hotelul părăsit. Fără alte opțiuni, a decis să înnopteze acolo. În timp ce se apropia de clădirea decrepită, a observat că toate luminile erau stinse, cu excepția uneia de la fereastra unui etaj superior. Cu inima bătându-i puternic, a intrat în recepție și a sunat clopoțelul prăfuit de pe tejghea. Un bărbat bătrân, cu un zâmbet sinistru, a apărut dintr-un colț întunecat și i-a dat cheia unei camere de la etajul 3. "Să fii atentă la vecini," a spus el, înainte să dispară din nou în umbră. Ana a urcat scările scârțâind sub pașii ei, simțind o prezență neplăcută în aer. Camera ei era rece și sumbră, cu mobilă veche și praf peste tot. S-a întins pe pat, dar somnul nu venea. La miezul nopții a auzit pași grei pe hol și șoapte venind de undeva din întuneric. S-a ridicat din pat și a deschis ușa încet, sperând să nu facă zgomot. Pe hol a zărit trei siluete întunecate stând în fața unei camere. Păreau să fie vecinii ciudați despre care auzise. Una dintre siluete a întors brusc capul și a privit direct către Ana, cu ochii arzând într-un roșu intens. Fără să stea pe gânduri, Ana s-a întors în cameră și a închis ușa, sprijinindu-se de ea, tremurând de frică. În următoarele ore, zgomotele au devenit mai intense. Râsete diabolice și șoapte întunecate păreau să vină din toate colțurile hotelului. Ana a simțit cum camera începe să se răcească din ce în ce mai tare, iar pereții parcă se apropiau de ea. Când zorii au început să răsară, Ana a adunat curajul să iasă din cameră și să fugă. Pe hol a găsit urme de sânge și semne ciudate desenate pe pereți. A coborât în grabă scările și a ieșit din hotel fără să se uite înapoi. În zilele următoare, Ana a aflat de la localnici că vecinii ciudați erau de fapt sufletele unor oameni care au murit acolo în condiții misterioase și care bântuie hotelul pentru eternitate. Se spune că oricine înnoptează la hotelul vecinilor devine ținta lor. De atunci, Ana a evitat drumul care duce către acel oraș, dar coșmarurile despre acea noapte nu au încetat niciodată. Dacă vă place ce fac și vreți să continui, mă puteți ajuta cu un comment, subscribe și share, v-aș fi foarte recunoscător dacă s-ar îndeplini acestea, fiindcă mă motivează să continui și să vă ofer conținut de calitate. Mulțumesc și vizionare plăcută!